Matei, capitolul 25, începând de la versetul 1 la versetul 13 inclusiv, vom citi cuvântul Domnului care va servi ca text de învățătură biblică pentru seara aceasta. Iar după citire am dorit să invităm la microfon pe fratele Bereza Alexandru, care va înălța o rugăciune ca Domnul să binecuvinteze slujba și slujbașii în continuare. Amin. Pilda celor 10 fecioare. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovia, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unde lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Plecăm capetele.